Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe SnowRunner. De data aceasta începem o serie nouă pe o hartă modată. E prima hartă modată pentru SnowRunner, deci nu-mi vine secret. Asta e harta, problema e că va trebui să ne luptăm cu limba rusă. Nu e în limba engleză decât în limba rusă. Ia să vedem câte regiuni are. Are o singură regiune momentan. Pe regiune MUSA, Global Map, mă rog, aici cred că... încă se lucrează la ea, deci mapa a fost adăugată, a fost făcută publică oarecum acum 16 ore în momentul în care filmez eu. Are o singură, un singur oraș și anume ăsta, Bia, nu știu să-l citesc. Văd că are și câteva contracte, task-urile trebuie să le adunăm de pe drum, dar în principiu are câteva contracte. Primul contract ar trebui să luăm un cargo, deci da, hai să nu facem contracte, hai doar să ne plimbăm pe ea momentan. Ne dă din prima în această mașinuță. Problema e că nu știu cum să opresc. Uite, bă, avem și un tractor aici. Oh, nice. Cam așa începe povestea noastră. Hai să o explorăm puțin, să vedem încotro. Dar cum scap eu de melodia asta? A, trebuie să îmi depărtez doar de locul ăla de bază. Ok. Hai că funcționează. Atunci sta să dăm sunet mai tare că nu ne mai deranjează. Bun, hai să vedem ea înăuntru. Ok, deci asta e mașința pe care mi-o dă de start, practic. Problema e că nu știu dacă pot eu să trec prin toate bălările astea. Bă, deci când am văzut harta asta nouă, deci mi-a făcut ziua, mi-a luminat, nu știu, m-am luminat la față. Deci harta asta nouă este genială. Și fiind o hartă modată, nefiind harta din joc, asta va fi o serie aparte, va fi o serie specială, nu știu. Nu știu cum o să numim harta în principiu. O să-i găsim un nume. Îi punem noi un nume pentru... sau îl traducem din rusă. Din câte am înțeles, asta e varianta summer... nu știu, varianta de vară, ceva de genul. Din câte am înțeles, vor să scoată și o... vor să facă și o regiune winter, cu multă zăpadă. Da, vom vedea, hai momentan să explorăm, să mai descoperim harta puțin. Bă, dar ce... drumurile puțin ca... cam la solici. Uite, de exemplu, aici am căzut și nu prea am ce să fac, nu? Bă, mai mult de atât. Mă, cum să caz, mă, tot în picioare? Uite, hai să descoperim turnurile. Decât un singur turn avem. Aparent, da, decât un singur turn. Bun, hai să mergem la turn să-l descoperim. Cred că suntem pe drumul cel bun, nu? Sau cel puțin așa, cred eu. Da, doar că ar trebui să ne dăm mai înspre drum. Mai în stânga puțin. Bă, văd că mașința asta mică e destul de OP, adică... nu mă așteptam să poasă orice prin omul ăsta, dar văd că e destul de OP. Iar harta pare destul de prietenoasă. Bine, exceptând drumurile astea destul de nasoale. Dar până la urmă ne descurcăm noi și cu drumurile astea. Hai să descoperim Watchtower-ul și pe urmă să vedem dacă ne mai arată ceva prin zonă. Un upgrade, vreo chestie, vreo... destul de ciudățică momentan. Adică e ciudățică, e super mișto, ce să mai... dar că mi se pare atât de ciudat că nu mă așteptam să apară hărți modate pentru... pentru SnowRunner. Și chiar dacă nu e o variantă finală a hărții, e totuși în stagiul ăla de beta. E, nu știu, arată foarte bine. Arată foarte bine. Are detalii, sper să fie funcționabile contractele, să nu fie buguite sau ceva. Dar noi ne îndreptăm bine. Ăla ar fi turnul, nu? Nu, turnul ar fi undeva în stânga noastră. Viză. A, uite-l aici. Și cum ajung eu, mă, la el? N-am decât să țin tot drumul să mă întorc, practic. Ok. Hai să ne... ținem drumul, doar că cam trage dreapta dubița asta. Hai. Ușor. Mamă, stai așa că e belea. Dubița asta e foarte OP. Nu credea că... merge și winch-ul. Bă, eu încă sunt uimit și de asta testez fiecare chestie în joc. Deci nu mă așteptam. Deci, pe cuvântul meu, dacă mă așteptam să apară hărți modate pentru SnowRunner. Într-un fel, acolo îmi doream, știi, și... eram oarecum așa un 1%, bă,
Cum ar fi dacă, da. Eu căutam să fac o serie de mod showcase în care să prezint și să testez diverse moduri. Și când colo văd hartă, zic, mă, n-are cum să fie hartă. Dau niște search-uri, era singura, nu apărea pe niciun alt site, nimeni nu filmase pe ea. Bă, cred că nu înțeleg eu ce scrie în descriere, știi, fiind în limba rusă. O instalez și când intru în joc, map, zic, du-te, mă. Mă, de ce? Deci, aceeași problemă pe care o am cu anumite cu anumite vehicule, se bălângăne foarte mult mașința asta. Hop, țop, 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 out, țop, țorop, țop, țop. Și unde turn în curte? Și intru în curtea omului? Cum să intru în curtea omului așa? Bă, da, al dracu și ăsta și-a pus turn la el în curte. Cine a descoperit mai multe zone? Hai să vedem și de sus cum se vede. Pur și simplu arată superb. Avem și poduri. Bă, și zona industrială arată foarte bine. Hai să vedem cine a descoperit mai exact. Ne-a descoperit zona asta industrială. Aici sunt niște task-uri pe care am putea noi să le colectăm. Aici avem de recuperat o remorcă. Bă, e destul... Bă, de ce... E genial. Hai să începem să vedem și ce contracte avem, da. Aici avem de cărat, doar că cum aș putea eu... Taiga Oil. Și Voron. Ok, sunt misiuni pe care trebuie să le fac cu Voronul și cu Taiga sau e doar o denumire. Mai avem un tuz, un don pe aici, părăsite. Va trebui să mă duc să le repar, bănuiesc, la un moment dat. Cum ajung eu la... O să n-am garaj. Trebuie să înțeleg, am garaj sau n-am? Apare nu am garaj. Dacă ar fi să... Dau recover... Ia să vedem unde mă dă. Mă dă în zona asta cu muzicuță. Stai așa să fugi repede de zona asta cu muzicuță. Pentru că n-aș vrea să-mi iau copyright. De asta încerc să vorbesc puțin peste melodie până mă îndepărtez de zona asta. Pentru că mi s-a întâmplat pe Train Station Renovation să... Am o melodie foarte înceată pe fundal și din cauza ei mi-am luat copyright. Bine, a trebuit să fac un ticket, să contest treaba asta și astfel mi-a scos acel copyright strike. Bun, ne-am îndepărtat, suntem în zona safe. Nu sunt safe, încă se aude. Dacă de frumos, deci mi-a pus garajul în... în pădure. Da, eu nu înțeleg. Dacă vreau să-mi schimb și eu mașina... Dacă vreau să schimb mașina, mă dă direct acolo, dar... Hai să mai încerc o dată. Dau recover. Și aici nu am cum să fac absolut nimic. Destul de ciudat asta. Și garajul meu, de unde mi-au mașini, de unde mi-au... Ce car eu, Concrete Slab și... O să atașez de asta, oare? Păi ia să vedem dacă pot să atașez o remorcă de... Uite, am o remorcă pe aici. Hai să mergem să vedem dacă putem să o atașăm. Ce drum practicăm noi? Hai să practicăm. Ieșim în partea... Să ocolesc destul de mult printre copacii ăștia. Ieșim în partea asta. Bam, bam, bam. Încercăm să urcăm pe aici, știu, habar n-am. Să ajung oricum să iau remorca. Hai să dăm puțin cu spatele. Trebuie să ne orientăm înspre... M-am orientat fix în pom. Trebuie să mă orientez în stânga. Și fiind foarte mulți copaci, va trebui să mă uit first person. Pentru a mă putea orienta cât mai bine printre copaci. Sper să și am loc printre ei. Bă, ce-ai făcut, băbiță? Lol, pot să mă prind. Super. Super atunci. Am să scap din zona asta că mă disperă melodia. Go, 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 run, run, run.
Gata, s-a dus, nu mai e nicio melodie. S-a dus, m-am dus. Mamă, da, mi-au luat damage. Ia să nu înțeleg unde îmi schimb și eu mașini. Ma... Unde schimb mașinile, de unde am garajul, de unde... Bă, va trebui să, să mai citesc acolo la postare, să vedem că am văzut că sunt câteva persoane care au descărcat harta și probabil au și jucat-o și testat-o. Bine, mie îmi place să fiu sincer buburuza asta mea. Am și chit de reparare și tot, dar unde aș putea să o modific, să... Bă, nu știu, e destul de cringe că nu știu unde să o repar, unde să o modific, cum funcționează, de ce n-am garaj, de ce... Bine, că ați văzut cum arată în varianta demo, în moment, oarecum demo alfa beta, nu contează. Cert e că nu e finalizată, e doar publicată și atât, punct. Bug-uri momentan nu are, doar că asta cu garajul e destul de dubioasă. Poate bagă și vreun update. Mama, aici o să cad iarăși cum am mai căzut o dată. Sau sper eu să nu. Bun. Pe aici ar fi trebuit să fac stânga pe undeva. Dar putem să urcăm pe asta, să vedem. Bun, dacă ar urca pe aici ar fi genială. Buburuza mea. Nu cred că are putere. Uite mă că ar fi urcat totuși. A, da, fix în pom. Un pom te-ai winchuit. Dacă totuși mă întorc eu înapoi, fac dreapta pe aici. Bă, pe undeva trebuie să existe o cale. Fără să fiu nevoie să ocolesc chiar tot. Uite pe aici o să existe. Și iarba asta e pusă cam așa, cam perete. A, uitați-vă pe unde am urcat. Da, din câte vedeți, nu e chiar foarte perfect. Adică, uite, aici, de exemplu, n-are pic de treabă cu realitatea. E un practic un zid de iarbă. Nu a făcut terraforming-ul cum trebuie. Am și un loc să... Gata, mă. Gata, mă. Am rezolvat cazul. Oricum arată superb. Bă, cât de frumoase. Și harta și mașina și absolut tot. Doar că trebuie... Mai trebuie să lucreze la ea. Uite, e drumul foarte înclinat. Vedeți cum mașina pur și simplu îmi patinează într-o parte. Deci eu merg cu ea drept și ea pur și simplu patinează. De asta nici nu cred că e vreun alt track pe aici. Văd că am doar cauturi din astea micuțe. Ma, da, să bălângă nefirar mama ei de broscuță. Hai da. Hai. Dă înainte. Da. Noi ne ducem măcar bine spre remorcă? Nu ne ducem, că dacă ne duce bine aici ar fi trebuit să facem iarăși un stânga. În boschețime. Păi și e bine, hai să vedem dacă pe unde ne încadrăm. Dar trebuie să sărim de tamai bordura. Că uite aici sunt niște borduri din astea de iarbă. Am, cred că mă duc direct în cap, să vedem. Dar măcar ajung la remorcă și vă știu dacă pot să o iau. Dacă pot să o trag după mine. Uaaaaa. Ce-aia mai intrat crăcile în ochi. Ma, deci dau din pom-pom să moară măsa. Asta. Come on. Hai, cam. No, doamne. Hai, gicuțule. Hai, mă. Hai, tati. Hai. Hai, tată. Ba, naibii buburuza, nu iasă fum, nu spai de cap, cât de rezistente. Facem un stânguleanu pe aici. Pe unde eu am pe aici prin omul ăsta? LOL. Nu, cum a rămas.
Haide, mă. Bă, dacă ajungeți să leg remor... A, am unde de remorca. Cu asta, teoretic, ar trebui eu să trag. Da, să meargă să pun pe asta, ar fi... Nu, nu știu, ar fi prea OP. Mai avem o mașinuță aici. Putem să o luăm pe asta? Nu. N-are nicio treabă. Mai avem o remorcă, care iarăși e doar de decor. Ia să vedem. Avem un contract. Eu nu știu exact ce presupune, dar o să-l luăm, să-l avem luat. Să vedem, l-a adăugat. Task-uri. Da, un l-a adăugat. Cred că ăsta e după nume. What the f- ce-s pietrele astea colorate? What? Stringe. O piatră roșie, una violet, una roză. Oricineva s-a jucat cu culorile pe aici când a făcut mapa. Nu i-a ieșit așa cum a dorit, ori nu dau seama ce e. Am și câtă apă e. Da, cât de mâna pare ce se întâmplă. Se întâmplă că nu mai ieșim. Mamă, exact ce nu vreau să se întâmple. Bă, n-am apucat să vedem dacă pot să iau remorca, din păcate. N-am fost foarte atent, nu mi-am dat... A? Aș putea spune că am crezut că mașința asta e foarte OP, adică că poate să tragă și prin apă. Bine, n-am cunoscut nici harta, am o scuză. Dar oricum, spuneți-mi dacă vă place harta, dacă vreți să continui seria sau dacă vreți, practic, să încep o serie aici. Eu am încercat așa să explorez oarecum zona, am descoperit și singurul turn de pe prima hartă, din primul oraș. Mie îmi place foarte mult, nu știu, ca și design, ca și aspect. Nu înțeleg treaba asta cu garajul. De asta venisem să văd dacă pot să agăs remorca de mașinuța asta mică, deși mi se pare destul de ciudat, însă altfel n-aș avea cum să fac contractele acestea, că din câte vedeți am tot felul de contracte să iau, tot felul de remorci, să duc, uite aici parcă aveam, să duc lucruri. De asta nu văd cum aș putea să le fac. Dar oricum, până data viitoare, nu uitați să dați un like, un subscribe, să lăsați-mi un comentariu să știu părerea voastră despre această mapă, Discord, Instagram în descriere, iar până data viitoare, numai bine!